Thailanda, pământul zâmbetelor. Nici nu mă așteptam să reușesc să calc vreodată aici. Auzisem de la tot felul de amici că au fost, am văzut fotografii și clipuri video pe internet. Mi se părea foarte departe, scum și greu de ajuns. Asta până când am început să mă interesez exact cum se poate ajunge și cam cât costă. În aeroport a trebuit să stau aproximativ o oră la coadă pentru a putea primi viza de intrare în țară. Viza de turist pentru o ședere de maxim 15 zile se poate oferi așadar direct la aeroport. Vă sfătuiesc însă să căutați pe net și să apelați la o firmă de transfer de la aeroport către locația de cazare. Aceste firme, contra unei sume nu prea mari, vă așteaptă la poarta de sosire a aeronavei, vă ajută la bagaje, vă ajută să treceți rapid, fără să mai stați la coadă, de formalitățile de intrare în țară și vă transportă către hotel sau locul de cazare. Acesta este parcul Lumpinii din Krung Thep, numele scurt în thailandeză al orașului Bangkok. Și am spus scurt pentru că numele complet al orașului are numai puțin de 21 de cuvinte, fiind considerat astfel cel mai lung nume de oraș din lume. Așadar, călătoria noastră prin Bangkok începe acum. Pentru că mai aveam de așteptat până la ora de check-in, am ales să mă relaxez puțin în parcul Lumpinii, ca mai apoi să o iau ușor la pas. Denumit așa după locul de naștere a lui Buddha din Nepal, parcul, cu intrare gratuită, oferă multă umbră, verdeață și un lac artificial unde vizitatorii pot închiria bărcuțe. Aici este locul unde mulți localnici își țin antrenamentul zilnic și de unde se aprovizionează cu o gură de aer proaspăt într-un oraș atât de fierbinte și sufocant. M-am îndreptat apoi spre o casă de schimb valutar. Cele din aeroport nu sunt deloc avantajoase, așa că este de preferat să schimbi în oraș. Poți lua cu tine de acasă atât euro cât și dolari. Vei găsi multe case de schimb și de cele mai multe ori comercianții acceptă doar cash, deci este bine să fii aprovizionat. Și că tot vorbim de bani, după ce mulți s-au îmbogățit câștigând la loto, cazurile fiind foarte mediatizate, thailandezii joacă permanent și cumpără bilete din fața templelor la care anterior se roagă pentru noroc. Orașul este foarte mare, iar toate obiectivele turistice sunt răspândite pe întreg teritoriul lui, cât și în exteriorul acestuia. Ca o paranteză, nu ratați piața de flori sau piața Mae Klong, prin mijlocul căreia trece trenul. Metroul ușor, BTS, cum o să găsiți denumirea oficială, este grozav. Se ajunge repede cu el, are aer condiționat și infrastructura se extinde de la an la an. Totuși, încercați să nu-l folosiți la orele de vârf. Prețurile biletelor sunt ieftine și fiecare călătorie costă în funcție de lungimea traseului. Ne dăm jos din BTS și o luăm pe calea apei spre Palatul Regal. Este reconfortant să te plimbi cu vaporajul pe râu după câtă căldură a trebuit să suportăm pe străzile încinse. Chao Phraya, acest râu navigabil, a constituit de-a lungul secolelor calea de transport a arborilor de tec și a orezului din sudul țării către Bangkok. Vazele orașului s-au constituit de-a lungul râului, iar apa a fost folosită de-a lungul timpului pentru drenaj, recreiere, pescuit și ca sursă de apă. Am ajuns la Palatul Regal, un imens complex muzeal, principalul reper cultural și istoric al capitalei. Fosta reședință oficială a regilor a rămas totuși locul marilor procesiuni și evenimente regale și de stat. Intrarea în complex este gratuită pentru thailandezi și costă în jur de 60 de lei pentru străini, iar între complexul muzeal se închide la ora 15:30.
Pentru a putea intra, este obligatoriu să porți pantaloni lungi și tricouri cu mâneci, fără decolteu, indiferent de sex. Alminter, la intrare vei primi un sarong cu care te vei înfășura. Șosetele sunt obligatorii. Picioarele sunt considerate cea mai murdară parte a organismului și nu vei avea acces să calci cu tălpile goale în zona templelor. Și atenție, nu se intră încălțat! Chiar dacă țara este o monarhie constituțională, despre rege numai de bine. Este ilegal să fii nerespectuos față de monarh sau casa regală. Regele este considerat drept binecuvântat de divinitate, iar în întreaga țară este dezvoltat un adevărat cult al personalității. Pe fiecare bancnotă apare fața monarhului și este ilegal să desenezi pe acestea sau să calci, chiar din greșeală, cu piciorul pe bani. Standurile stradale cu mâncare din Bangkok oferă delicioase, ieftine și surprinzătoare preparate. Cum altfel ai putea cunoaște mai bine bucătăria locală dacă nu ai încerca măcar o dată aceste specialități culinare gătite pe loc, în stradă? Uitându-ne în ce condiții este preparată mâncarea și văzând cum ouăle, de exemplu, stau toată ziua, de dimineață și până seara în stradă, afară, la peste 35 de grade, ci nu în frigider, cum presupunem că ar trebui, pentru mulți dintre noi pare extrem de periculos să mâncăm street food. Sistemul de sănătate în Thailanda este extrem de scump, deci este bine să aveți o asigurare de călătorie. Totodată, luați-vă de acasă cu voi câteva pastile ca măsură de precauție și încercați treptat să consumați diversele preparate. Evident că puteți să vă uitați inițial la condițiile în care sunt depozitate alimentele, la modul lor de preparare și să alegeți de unde doriți să-mi cumpărați. Trecând peste aceste temeri inerente pentru un european, vei fi șocat să descoperi gusturile și aromele mâncării gătite în stradă și vei fi de acord cu noi. O să ți se pară cu mult mai bună decât cea de la restaurant. Ca să fiu sincer, inițial nu am fost prea încântat de Bangkok. Murdar în anumite zone, înfierbântat, aglomerat, obositor de la atâtea persoane care încearcă să-ți vândă câte ceva. Însă petrecând timp și obișnuindu-mă cu această lume complet diferită, am început să prind gustul. Și cum apune soarele, totul se transformă într-un extraordinar spectacol stradal. Odată ajuns în Bangkok, nu ratam masajul tailandez, cu sau fără finalizare, imensele mall-uri, să te plimbi cu un tuk-tuk. Atenție, negociază prețul înainte să te sui, altfel vei fi surprins de suma cerută. Vizionează un show de drag queen, tomboy cum li se spune în Thailanda, și vizitează piața Patpong, unde vei putea să-ți cumperi la prețuri derizorii, dacă le negociezi, bineînțeles, tot felul de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte cu numele unor celebre mărci, toate fake. Asia merită vizitată, măcar o dată. La început pare atât de altfel, de diferită, dar cu cât o vom descoperi mai bine, cu atât ne vom îndrăgosti și mai mult de ea. Și ne vom dori să o revedem. Am fost în Bangkok, capitala Thailandei. Sunt Lucian Dunăreanu și te iau cu mine spre o nouă destinație.